Haideți să vedem filmul acestui eșec al autorităților care 35 de ore n-au fost în stare să salveze o femeie care a stat pe placa unui pe un acoperiș de bloc, pe o placă, adică pe un acoperiș de balcon. Incredibil. Practic. Haideți să priviți acest șir al evenimentelor. O văd de două zile de când stă. Intri în depresie și dacă nu te salvează nimeni, ești dus. Familia și prietenii au sperat până în ultima clipă ca operațiunea de salvare să se încheie cu succes. Știau că sufletul Elenei este măcinat de suferință încă de acum 2 ani, atunci când și-a pierdut fiica, bolnavă de cancer. A intrat în depresie, a fost internat în spital, dar de atunci au început alte depresii. Fata ei ar fi împlinit 25 de ani peste doar 2 săptămâni. S-a închis o parte din inima ei, din viața ei și... mamă fiind, ce poate să fie o durere mai mare decât asta, suferea, normal. Ea e foarte credincioasă, ea merge la biserică, ea are duhovnic, ea știe că e un păcat foarte mare să-ți iei viața. Aici nu îmi dau seama ce s-a întâmplat, de ce a urcat ea acolo, ce gând, ce moment de rătăcire a avut. La credința în Dumnezeu au apelat și autoritățile, care au adus un preot pe acoperișul blocului în încercarea de a o face pe femeie să se răzgândească. Nici acesta, nici negociatorii poliției ori psihologii n-au reușit să o convingă însă să renunțe. Pierdută în propriile gânduri, în propria durere, femeia n-a ascultat nici măcar de soțul ei sau de prietenii care au urcat pe acoperiș și i-au vorbit. Nu i-am smuls reacții, decât foarte puțin m-a privit așa cu coada ochiului, bănuiesc că m-a recunoscut. Dar nu mi-a răspuns. În cele aproape 40 de ore lungi și tensionate, echipele de salvare au reușit să o facă pe femeie să accepte să mănânce o brioșă și o portocală și să bea 14 pahare cu apă. Soțul ei spune însă că se putea face mai mult. O putea prinde de mână. S-a apropiat atât de mult? S-a apropiat foarte mult și n-au făcut chestia asta. Le-a fost frică prin legile care sunt la noi în țară să nu fie o ucidere din culpă. Că dacă... De mult s-a apropiat de soția dumneavoastră? Foarte, deci a luat paharul din mână. Paharul din mână, mai mult cât se poate. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, spune însă că salvatorii au făcut tot ceea ce era omenește posibil. Am auzit idei inclusiv să punem cutii de carton în jurul blocului, că de ce n-au pus cutii de carton în jurul blocului, am avut de ce n-a sărit cineva pe ea să o prindă. Din imaginile care le aveți se vede marginea cât de strânsă era care ea stătea pe ea și orice tentativă de a o forța putea să o facă să se arunce și putea să tragă după ea și alte persoane. Autoritățile au încercat totuși să ajungă la femeie cu ajutorul unei platforme. Au renunțat însă la idee când au văzut că femeia devine agitată. A doua mișcare a autorităților a fost să aducă o saltea pneumatică veche de 34 de ani, tocmai de la Pitești. Deși până și specialiștii spun că salteaua nu era una potrivită pentru căderi de la înălțimi atât de mari, s-a încercat umflarea acesteia mai departe, pentru ca zgomotul motoarelor să nu o sperie pe femeie. Era însă prea târziu. La momentul pornirii autospecialei nu au fost sesizate modificări comportamentale ale victimei, starea acesteia fiind neschimbată, inertă, fără contact verbal cu negociatorii, cu excepția mișcării alternative în gol a picioarelor. La aproximativ un minut după pornirea motorului, orele 18:40 de minute, fără a fi identificată nicio schimbare a stării victimei, aceasta a căzut în gol. Raed Arafat spune însă că eșecul de a o salva pe femeie nu înseamnă implicit că autoritățile ar avea vreo vină. Din contră, echipele de intervenție ar trebui apreciate pentru efortul lor. Noi avem obligația să stăm în spatele acestor salvatori și trebuie să înțelegem că misiunile de salvare nu întotdeauna reușesc. Uneori eșuează. Și aici trebuie să spunem că îi mulțumim că au încercat timp de 35 de ore să facă ceva, din păcate, eșuând la sfârșitul intervenției. Bună!
Da, cam neașteptată declarația domnului Arafat. În această seară stăm de vorbă cu Liliana Levința, jurnalist, doamna Cristina Zaharia, psiholog, și domnul Dinu Gheorghe, avocat. Vineri eram în direct, doamnelor, și din păcate această tragedie a venit așa ca un șoc, nu ne-a venit să credem. N-am avut timp vineri să discutăm pe marginea acestui subiect, dar indignarea era de vineri, pentru că nu e posibil 35 de ore să nu se intervină, cum să zic, în forță, să se întâmple ceva și această femeie să fie salvată, pentru că spunea și dumneavoastră, domnule avocat, și în negocierile, nu? Cu teroriștii, da. Se intervine în forță, da, la un... Da, am văzut salvări de genul acesta, sunt pe internet foarte multe filmulețe în care intervin oamenii în forță și salvează, adică... Dacă legislația acelei țări permite, din păcate noi respectăm mai mult protocoluri decât să intervenim, da? Domnul Arafat bănuiesc are o funcție onorifică, deoarece dânsul, de câte ori l-am văzut la televizor, se scuză. Nici de cum nu-și asumă consecințele faptelor celor pe care îi coordonează. Am să intervin adică puțin, toată lumea, toată lumea face și spune lucruri numai ca să dea bine la televizor, adică toată lumea cam se gândește, ceva, stai un pic, cum se va termina, pentru că trebuie să arăt bine sau să dau bine. Dar nu se punea problema că cineva ar fi fost acuzat în final de chiar și de culpă. Nu, era o stare de necesitate când la un moment dat trebuia intervenită în forță. Chiar mă uitam că aveți o imagine când îi se întinde un pahar cu apă de către 14 imediat, pahare. 14 de către o femeie. Acolo trebuiau să intervină doi bărbați adevărați, puternici, care, profitând de un moment, putea să o prindă de mână și să o ridice. Cătălin, puteau să ceară acordul soțului. Soțul e aici, acum. Dar așa, fațină, dar, să intervină în forță? Dar nu era vorba de acordul părților, încă o dată. E vorba de stare de necesitate. Este, până la urmă, o cauză bine, care înlătură răspunderea penală. Putea să dea în ceva tragic. Deci s-ar fi întâmplat din vina celor care interveneau. Deci, cum ți se pare? Deci mie mi se pare că acum, adinaur, n-am uitat la un film cu proști, pe cuvântul meu. De la început la sfârșit. Nu se poate să te apropii de 14 ori de o femeie, să-i dai portocale, să-i dai brioșe și să nu te ducă mintea sau unicul neuron pe care l-ai ca negociator, că de fapt femeia aia nu vrea să moară. 35 de ore. Eu mi-am pus cine vrea întrebări să moară, se aruncă din prima. Nu se aruncă în 5 minute, în 10 minute, nu în 35 de ore. Ca fost expert în criminalitate. Eu cred că poate ea nici nu s-a aruncat în final, poate că a cedat. E posibil, exact, să fi căzut fizic, de oboseală, realmente, de oboseală. Deci, gândiți-vă, ea două ore a stat cu capul în soare, păi, dar noi facem isolație după o oră de stat. Există concurs al trupelor speciale de intervenție ale poliției. Se întrec între ei care mai de care pot să se cațere, pe ce blocuri și prin ce copaci, da? Și nu au în obiectul lor de activitate salvarea unui om care vrea să se sinucidă. Jandarmii au oameni pregătiți care să suie pe blocuri, să, nu știu, da, ia, și când e un caz de genul ăsta, da. Aici nu eu cred că și autoritățile, la niciun inspectorat. Televiziunile au filmat, transmiteau, arătau despre ce este vorba și parcă toți au vrut să fie mult mai atenți, parcă erau mai atenți la imaginea lor decât să salveze. Și ca să spună lucrurile pe nume, nici n-au crezut-o. Da, n-au crezut-o. Vreau să spun ceva. Se pare că este primul caz de asemenea anvergură și de o femeie care sau o persoană pentru aflată de cele pe mai multe ori a fost petrică și finalizeze. A fost petrică și lupă. A zis arunc până la urmă. Vreau să totuși că a fost expertă în criminalistică, aș face o ipoteză. Totuși s-a adus alteaua aceea. O primă ipoteză. După câte ore? Nu punem acum după câte ore. S-a adus totuși alteaua. Dacă nu se folosea, se arunca în gol, sigur murea. Deci trebuia folosită, pentru că 1% poate șanse să salveze. Să salveze. Hai, Dumnezeu, fii serios, salteaua e peticită, e vulcanizată și n-au desfăcut-o, că ferească Dumnezeu, erau coaptă. Trebuia folosită. Pe salteaua aia se antrenează niște pompieri.